data trecută n-am terminat și trebuie neapărat să le facem asta. Bun. Nu crede că făceam altele. Deci, hai să ne uităm la această poziție în care ultima mutare a negrului a fost turnul de la F6 la B6, atacându-mi acest pion. Deci, corect. Dar stai un pic ca să înțelegi. Deci, pionii ăștia vin încoace și pionul ăsta se duce încolo. Ăsta este un caz destul de ciudat, de schimb de piese, efectiv. Deci, turnul B6 a fost o greșeală. Pentru că, exact cum zici tu, Silviule, foarte bine, albul joacă aici turna 6. Nu poți să iei, că ești legat total. Iar dacă bați, e la 100 de kilometri. Dar acum, întrebare pentru tine, Mari, dacă negru își dă seama că a făcut o greșeală, se întoarce înapoi. Ce joci cu alb? Ionuț, ești și tu acolo, atent și răspunde. Ia să te aud, Ionuț, ce joacă albul aici? Mari, îți mai aduce aminte de... de pătrat, regula pătratului. Deci hai să ne uităm un pic. Ia atent aici. Deci pătratul acestui pion, adică... Ca să-ți dai seama dacă regele ăsta poate să-l prindă pe regele ăsta, trebuie să-ți dai seama dacă regele ăsta poate să intre în pătratul acestui pion. Și ăsta e pătratul, uite. Puf, deci stai un pic, stai. Opa, scuze-mă. Hai, mă. Așa, și așa, și așa, și așa. Ăsta e pătratul. Întrebarea este, dacă eu schimb, intră regele negru în pătratul lui? Nu. De ce e bine să schimb turnurile? Da, foarte bine. E foarte bine. Și pe urmă, pur și simplu împingi. Pentru că în acest moment, cu orice înaintare de pion, pătratul acesta se micșorează, da? Deci, vedem aici că pătratul ăsta va fi ăsta. Deci, negru nu poate, n-are timp, nu are la dispoziție două mutări la rând ca să intre în pătrat. Dacă ar fi aici, da. Deci, clar, când muți, dacă faci o greșeală, ți-l prind. Că am intrat în pătrat. Ți-aduce aminte, Mari? Dar, evident că tu când muți, eu nu sunt chiar așa de tantălău, să nu împing. Și în momentul când îl împing, cu orice mutare înainte de pion, micșorează pătratul și nu mai permite regelui negru să intre în acel pătrat. Asta înseamnă că pionul se va transforma în... În ce vrei să-l transformăm, Ionuț? În damă, în turn, în nebun sau în cal? Foarte bine, așa te vreau. Și dacă punem calculatorul, zice, calculatorul zice că albul are avantaj decisiv aici. Bun. Aici suntem cu negru. Cine este la în avantaj material? Albul, nu? Are 3 plus 1, 4 și negru nu are decât 2 pioni. Dar pionii ăștia se duc încolo și ăsta se duce încolo. Apropo, dacă luăm acești 2 pioni de pe tablă, pionul ăsta ce fel de pion este? Bun sau prost? Foarte bun. Ce? Te poți duce la toaletă, da? Deci, nebunul este de câmpuri negre, câmpul de transformare este tot de câmpuri negre, deci se transformă. Deci, singura ta șansă cu negru ca să schimbi, să faci remiză în acest final, este să schimbi pionul ăsta pe pionul ăsta. Și cum joci? Ce joci aici, Silviule? Cum? Rege pe 5 și să zicem după un nebun ce 7? Acum împingi G5. Foarte bine. Și când bat? Îmi bat. Corect. Acum, easy beasy, da? Eu nu știu. Insufficient material.
la mutare. Bun. Eu un început de partidă sub în... cred că din... o siciliană, da, precis este o siciliană, da, cu C5. Și, da, a fost o siciliană închisă, la E4, C5, negru a jucat D3. Așa, mă rog. Deci, albul l-a mutat. Ce mutați cu albul aici? Gândiți-vă ce piesă neagră susține poziția negrului foarte mult și pe care dumneavoastră ați vrea să o schimbați. Nebun. Corect. Nebunul de câmpul negru, de la E7. Dacă acest nebun este afară de pe tablă, atât câmpul D6, cât și câmpul F6 sunt disponibile pentru infiltrarea căluțului meu, tătic. Bun. Mari, în astfel de condiții, închide ușa. Ionut, spune și mie, e bine să schimbăm nebunul ăsta pe nebunul ăsta? Dispariția acestui nebun pur și simplu îi permite calului alb să se infiltreze ori la D6, ori la F6, pentru că nu mai are cine să-l bată. Asta înseamnă că nebunul acesta de la E7 este foarte bine să fie schimbat cu nebunul meu de la C1. Joci cu albul. Cum schimbi acel nebun? Felicitări! Foarte bine. Deci, și hai să zicem că dacă joci dama 5, că ăsta e singurul model prin care n-ai vrea să schimbi nebun. Și după ce trebuie să joci nebun F8, pe asta nu mai e poziție, după cal F6 și așa. Ai pierdut partida, pur și simplu. Da? Deci, efectiv, aici eu cu negru sunt obligat la o, adică să îți bat. Da? Cu ce bătem? Cu pionul sau cu calul? Foarte bine, cu pionul. Foarte bine este să bați cu pionul. Deci nu trebuie să vă fie frică de această dublură de pion, pentru că următoarea veți avea atât G4, dar veți avea la dispoziție și cal pe 6 cu șac și cal de 6 cu șac. De exemplu, dacă să zicem că domnul alb nu dorește deloc să rămână fără rocadă, poți să-i joci G4 și după HG4 să-i dau în șap. Și eu. Checkmate, amigo! Da, checkmate, amigo! Da? Orice altceva, deci, de exemplu, dacă nu bați, bat eu, da? Iar când bați, dacă îți dau șap, și zici, păi nu, hai că-ți fac ăsta și când bați să-ți iau și eu dama, nu că eu îți iau cu dama. Și pe urmă te fac mat la următoarea, da? Bun. Negru la mutare, negru? Da, negru la mutare. Cum câștigă negru material aici? Calea pe E5, hai să ne uităm, deci calea pe E5, calea pe E5, nebunea pe E5, da? Și ce să zicem noi? Da, de acord cu tine. Cum se bat turnul? Că-ți bat și dama. Nu, dar o să joc nebun ce-ai. Dar ți-am luat un
pion, într-adevăr, ți-a dat un pion. Bun, când vezi o mutare bună, uită-te de palta și mai mult. Suntem la capitolul schimburi. Nebunea pe P3, asta e cea mai tare. Pentru că înlătură apărătorul pionului din E5, dar ce e mai, mult mai important, îi strică și structura de pion. Și a menit calea pe P3 cu șah și nebunea pe A1. Sau poți să ameninți la fel de răutăcios, dama H4. Da? Bun. Deci, aici, când pui poziția asta, calculatorul zice că negru e super câștigat. Bun. Acum. Acum. Albul e la mutare. Da, albul e la mutare. Cum câștigă albul această partidă? Deci suntem la capitolul când e bine și când nu e bine să facem schimburi. E bine să schimbăm nebunul de cazemat al negrului? Nu. E foarte bine. Deci întotdeauna când negru își face rocadă tip cazemată, adică rocadă mică tip cazemată, dacă reușim să îi înlăturăm nebunul de cazemată, asta înseamnă că aceste două câmpuri, H6 și chiar și F6 în anumit, aici nu prea, dar oricum sunt foarte slăbite. Deci nebunea pe G7 și hai să le luăm pe rând. Să zicem că negru bate cu carp. Pe urmează șah și mat. A, nu e mat. Stai că nu e șah. Nu. E mat forțat aici, nici nu știu ce să joc. Turne 8. Și atunci zici, păi stai un pic, dar de ce să nu bat cu regele? Păi vine așa, G4 și când fugi, acum vine așa. Așa. Ma. Checkmate. Da? Checkmate. Da? Bun. Negru la mutare. În acest final e bine să schimbăm cai. Foarte bine. Mari, deci faci schimburi când ai material în plus sau când ești în apărare și slăbește atacul adversarului schimbându-i, de exemplu, dama. Aici e vorba că ai un pion în plus. Te ajută pe tine schimbul calului? Da. Cum schimbă negru calul? Asta e coloana D. Da? Asta e coloana D, asta e linia 5. Unde se întâlnesc astea două și acolo mut calul negru. Foarte bine, așa. Indiferent că îl bate, nu mai contează. Deci hai să zicem că îl bate. Sau hai să zicem că îl apără, nu? Pa! Să zice că bați tu. Mai ușor. Adică tot așa ești, nu? Da, așa ești. Așa ești. Mă iau poziția de lateral. Deci nu? Apropo, nu lasă aici să vină așa. Dacă lasă, vine aici, face remis. De exemplu, dacă vine aici, Titi. Titi. Asta e remiză, chioară. Da? De aceea trebuie să-i pun așa zisul umăr, da? Rege B3, rege D2, rege B2, o poziție pe lateral. Și acum n-are decât așa și coborul. Și așa și coborul, exact coborul roșu, da?
Negru la mutare. Stați un pic să vedeți că asta e... Ia, uitați-vă. Ce post este această damă? E o damă pe post de blocări. Nu e bine. Exact. Niciodată nu e... Dama e cel mai prost blocări. Deci dacă, de exemplu, îl lași pe alb să joace, să zicem, un cal pe 4, stați așa, cal pe 4, cal de 3 și ți zgonești dama și până împinge de 5, te-ai ridicat, efectiv. Deci, tu trebuie, deși așa proastă cum e, dama asta trebuie să stea acolo, să asigure blocarea pionului de la E4, să nu mai poată împinge la E5. Asta e, așa e poziția. Deci, încă o dată, singura piesă albă care îți poate goni dama de pe acel câmp este calul. Maria, spune ce joci cu nemul. De capul meu. De capul și al meu. Da. Da, bine că nu-ți păsăși. Ca să menții echilibru, să... Partida să poată, să poți să o faci remiză de tal, cu negru. Armatele fiind egale. Dar încă o dată, albul are acel așa zis plug de zăpadă, care într-adevăr este, nu este chiar plug de zăpadă, în acest moment este deja un plug de zăpadă blocat, numai căsca așa ca un lup. Ce foame! Ce sete! Ce? Păi tu ștai din gură și uite-te acolo. Râs, puie. Zi, Marie. Singura piesă albă care îți poate disloca dama de pe acel câmp este calul. Cum scap de calul alb? Mai mult de atât, nu pot să spun. Bun, Ionuț, tu ești ăla? Ionuț? Băi, Ionuț! Aoleu, Ionuț! Cum, dar nici nu mai pot să pun filmul ăsta? Dacă ți se aude bubuitura, eu nu mai pot să spun filmul ăsta. Facem din nou? Nu, hai mă, Ionuț, te rog eu frumos. Dacă îți mai vin aere din astea de mare șef, ieși, te rog, afară și descarcă-te afară, da? Râs tu. Parcă ești de concepție germană. Numai nemții fac așa. Da, și englezii. Și latin. Zi, Marie, cum scap de calul ăla alb? Că, uite, de exemplu, îți mai pot arăta. Poate să vină și cal ce unul, cal de trei. Și se zgonește tamă. Da, cum ai făcut asta cu rețipatul? Schimbă calul ăla cu nebunul tău de alb. Ionuț, o chem pe mami. Hai că nu fac asta cu el, că e încă, are încă 5 ani și mă rog. Dar fii, te rog, atent acolo și... Deci... Mari, elimină-n calul ăsta. Nebun e 4. Bun, nebun e 4, n-ai cum să le elimini. Că fug. Sau poți să fug și la F4. În altă parte muți nebunul și-l și legi. Nu. Uite-te pe toată tabla mare. Corect. Așa te vreau. Pentru că acum atât cal pe 1 cât și cal pe 4 ar însemna pentru alb să dea calitate, ceea ce nu-i convine. Da? Și în acest moment să zice că albul joacă turc pe 2, că
ca să scape de legare, să poată muta calul, ce mult spune? Păi de ce te-ai dus cu el acolo? Ia-i calul. Deci nebun ia pe ei doi, da? Și poziția asta este complet egală. Pentru că ai fost atent. Bun. Ultimul exercițiu. Păi mă trecem la ceva mai greu. De-aia. De-aia. Pentru că tu nu știi nimic. Deci, albul la mutare. Mari, cum schimbă albul damele? Pentru că dacă stăm să ne uităm la cele două dame, dama neagră e mult mai tare decât dama neagră. Observ? Efectiv, e mult mai acurisată dama neagră. În primul rând, damenii să zicem că face o mutare de genul ăsta. Cred că joacă nebun C5 aici. A, nu joacă nebun C5. Nu joacă nebun C5, dar joacă pion C5. Și pe urmă ți-l ia. Nu. Și atunci cum schimb damele mari? Zi, Silvile, că îmi pun tu ești la rând. Dama 2. Corect. Deci acest dama 2 profit de faptul că dama neagră și regele negru sunt pe aceeași diagonală, da? Și după dama ia pe a 2, turnea pe a 2, chit că joci C5, pot să joc aici și dacă cumva faci greșel de genul ăsta, începe astea mai grele. Eu nu ți-ai ieși la rând. Nu. Dar vreau să te uiți totuși acolo. Mari, ieși la rând. Ce piesă albă este pe linia 5-a și neapărat? Mai Ionuț. Nici să ții o sticlă de apă în mână nu poți? Așa-ți manifesti tu dezaprobarea față de programul meu, încercând să mă întrerup, vezi că s-ar putea să se spargă sticla de apă. După aceea se va să te dă... Păi da. Faci cu nami aici. Zi, Mari, ce piesă albă, ce piesă albă este neapărată pe linia 5? Nebun. Poți profita de acest lucru? Eu zic că poți. Și să câștigi un pion. Cum profiți de acest fapt? Că nebunul de la P5 este neapărat. Băi, dă-mă acolo, mă! Terorist ești, fratele, nu? Terorist? Ăsta-i Putin de România. Da, ești Putin de România. Silvile, vezi tu ceva? Că eu nu fac degeaba lecțiile astea cu piese neapărate pe linia 4-a și a 5-a. Trebuie neapărat... Foarte bine, exact. Deci, încă o dată, Mari, ține și tu. Deci, calea pe C5. Și când bate, așa sau așa, sau invers, să-ți iau nebunul. Dar acum, deși așa, tot la fel îți iau nebunul, da? Dar te poți întreba, bine, bine, dar ce se întâmplă dacă îți bat eu primul? Zi, Silvile, ce joci cu nebunul? Exact. Mutare intermediară. Și pe urmă, îmi iau piesa înapoi. Și dacă dă aia cu apă cu aici. Oricum, e ultima dată când mai vii aici. N-am să te mai primi. Deci de săptămâna viitoare nu mai vin. Ba nu. Păi nu, tu când vii încoace, vii să-mi vezi șac.
Dar nu mai, nu mai învăța nimic. Nu numai că nu vrei să-l vezi, dar nici nu ești atent. Dă-o încolo de treabă. Bun. Negru la mutare. Mari, tot tu ești la rând. Cum câștigă negru material aici? Deci vezi vreo piesă neapărată pe linia 4-a albă și linia 4-a și a 5-a? Deci, Mari, vezi vreo piesă neapărată pe linia asta sau pe linia asta albă? Nu. Toate sunt apărate. Inclusiv nebunul, pionul, turnul. Dar poți să-l provoci pe alb să aibă o piesă neapărată pe linia 5 și pe care să-i o capturezi. Silvia, ai început și tu acum? Ce joacă negre? Să câștige material. Practic dă un pion și capturează nebunul ăsta. Ionuț. Dacă bați din palme, înseamnă că știi răspunsul. Zi, Ionuț. Păi vezi că nu știi. Hai. Silvule, știi? Hă? Uitați-vă la notare. B5. Fix asta mă gândeam. Acum făceam tot calculul. Ești forțat să-l bați? Da, că dacă te întorci înapoi, ți ia pionul ăsta. Dar când îl bați, dintr-o dată nebunul ăsta e pe linia 5-a neapărat. Mari, cum îl iei acum? Din două mutări. Șac și nebun. Zi. B6. De la barbă. Da? De la bolovan. Da. Deci B6, rege H1 sau nebune 3, damă B5 și chiar dacă joacă, să zicem, un turn aici, joc damă 5 și n-am probleme. A rămas cu o piesă în plus? Da. Bun. Negru la mutare. Silviu și cu Mari. Cum câștigă negru material aici? Și câștigă și partida, practic. Ne uităm încă o dată. Negru fiind la mutare. Se uită după piese albe neapărată pe linia 4-a și a 5-a. Vedeți? O piesă neapărată? Nu. Deci, practic, trebuie să atragă o piesă albă pe linia 4-a sau a 5-a pe care eu să am două bătăi și el să aibă doar o singură apărare. Cred că am găsit. Zi. Eu am început. Foarte bine. După ce faci, îți dau șah. Exact. Deci ce patru? Ești forțat să bați când ai un stere trage. După aceea ceau. Și după aceea vine șah. Șah și ceau. Și după aceea ceau. Poți să ieși și cu nebunul, dar dacă tot ai luat o piesă în plus, e bine să facem și schimburi, nu? Pentru că acest dama ia pe C4, îți atacă și dama, dar și pionul din C2. Da? Bați la atac și pe ăsta, din A4, că e de două ori atacat. Poftă, da? Bun. Albul la mutare. Albul la mutare. Ultima linie. Mari, mat pe ultima linie. Albul mută și dă șac și mat pe ultima linie. Taci din gură că e mare la rând. Dacă nu o vede, o zici tu. Mari, fii atent aici, ca să-ți explic cât mai clar. Nebunul acesta este supraîncărcat. El trebuie să păzească și câmpul E8 și câmpul C8. Mai mult de atât nu îți pot spune. Profită de acest lucru.
nu-ți, măi. Vrei să faci treaba mare? Uite, ai hârtie aici, du-te la toaletă și du-te. Nu, 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 nu. Am să spun mamii tău cât de urât te comporți și am să spun că nu te mai pot. Pare rău. Păi, dar nu se poate. Da, oricum. Noi avuserăm fată care... Deci hai să zicem că mare e puțin mai mare, dar dacă ar fi fost și lista, ce făceai? Făceai pârți, pârți cu două fetele aici de față? Doamne, ai mă, eu nu mă, doamne, acolo de treabă. Haide, Mari, zi cum propriți de supraîncarcarea nebunului membru. Îl lăsăm pe Silviu? Hai să-l lăsăm, hai. Da, mă, ce om. Foarte bine. Deci, vezi, Silviu sacrifică fără nicio... niciun, fără nicio frică dama, pentru că în acest moment nebunul nu mai păzește câmpul eu. Deci ești forțat, efectiv. La damă ce 8, hai să zic, ce poți să faci? Mai bagi o damă în față? Ți-o iau. Bagi nebunul în față? Ți-l iau. Da? Asta e cea mai grea. Nu știu dacă e ultima, asta e așa. Mi-aduc aminte de când mi l-am pregătit, mi-am dat seama că asta e cea mai grea. Nu știu dacă e ultima. Stai, acum spun eu că eu, nu, nu e ultima, mai sunt încă trei după. Dar asta e cea mai grea. Albul la mutare. Asta e chiar foarte, 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 foarte frumos. Sunt mai multe atacuri din astea care pur și simplu... Deci uitați-vă ce... Stați, Silviu, îl vezi cumva? E un fel de amestec de lovituri tactice de bază pe care... ia, uitați, o știi? O știi? O bănui? Fii atent ce mută albă e. Cal G6. Deci, atenție, ăsta e un atac din descoperire, că ai dama atacată. Deci, orice fel de bătaie, îți iau dama. Să crești mare. Și așa, iar îți iau dama, nu? Și pe mult te poți întreba, bine, bine, dar de ce nu-ți bat eu dama? Păi nu poți, că ești mare. Deci, văzură, un fel de poziție tipică de mat cu un atac prin descoperire, da? O piesă mască se deplasează pentru a ataca acel câmp de la E7. Exact în ce ați început să vorbim înainte să spuneți că ghișează. Pentru că scopul șacului este să dai șac și mat regele advers. Albul a mutat. Deci negru ultima dată a bătut un cal alb, cred că aici. Da, un cal alb. Bun. Ce joacă albul aici? Încă o dată, scopul șacului este să dai șac și mat regele atras. Turnea pe D4. Da. Deci... Știu că puteam să faci și cu pionul, dar... Nu, cu pionul nu. Că nu e cu șah. Dacă îi bați cu pionul, nu e cu șah. Îți bat pionul și s-a dus matul. Deci trebuie să iei acel nebun cu șah. Ca tu să fii forțat să bați. Da? Dacă împingi tot, ți-l iau tot cu mat. Deci tu să fii forțat să-mi bați dama, dar în momentul ăsta e mat.
Încă o dată, nu poți direct șah, pentru că mari ăsta sacrifică cu mare plăcere. Și n-ai un să-i dai șah. Sau chiar dacă ai un să-i dai șah, să fii sănătos. Și chiar pierzi aici cu... Hai să zicem că mai ai un ăsta aici, dar după regea 7 și un ăsta aici, ești tu sub atac. Nu știu dacă scape aici. Șah. Și după un șah, și după un șah, ești un mar. Un sărutul morții, da? Albul la mutare. Cum câștigă albul piesă ușoară? Din nou avem o piesă neagră pe linia 5-a, adică linia asta, adică nebunul, care a apărat o singură dată și a atacat o singură dată. Deci, la prima vedere, negru pare că și-a rezolvat problema acea piesă, dar o piesă neapărată pe linia 5 este și când ea este atacată de două ori și apărată doar o dată. Sau când este atacată de trei ori și apărată doar de două ori. Cum ataci cu tempo acel nebun încă o dată? Și pe omul pui lăbuța pe el. Și după daunul de șase joacă cale 4. Foarte bine. Pe ce ți-e frică să... Deci cal C3. Mutare forțată, damă de 6. Pentru că oriunde muți dama, ți-ar rămâne nebunul neapărat. Deci n-ai decât damă de 6. Dar din nou cale 4 și în acest moment nebunul din C5 este atacat și de cal și de nebun, dar tu trebuie să muți din damă. Deci nu poți să muți din nebun, că ți-au damă. Deci aici trebuie să strângi din vin, să joci în damă G6 și după un nebun C5. Pur și simplu pierzi o figură. Da. Alt la mutare. Aici armatele sunt egale, dar albul profită de slăbiciunea ultimei linii. Ești terorist. Ionuț! Da, asta e, e clar. Tu îți apropii, îți arăți dezacordul încercând să ne... Nu, las că vorbesc, vorbesc eu cu mamito. Nu vreau. Te nu vrei. Bun. Albul la mutare. Cum câștigă albul această poziție? Cu mat pe ultima linie. Sau câștig de material? Iar când îmi bat, cu orice bat, să zice, dacă bat așa e chiar mai rău, că e mat pe tablă. După turn aici, mat. Iar dacă bat cu dama, care e cel mai bun lucru, dar tot rămâi în urmă cu materialul, rămâi cu un turn mai puțin. Ești forțat să bat cu dama. Și ăsta este super câștigat. Mari, pentru că ai un turn în plus. Bun, mersi pentru...